dragilor! Astăzi începem un nou daily vlog, deoarece trebuie să revenim la medicul alergolog pentru a face testul acela de alergie de care v-am mai spus eu un alt daily vlog. V-am zis atunci că am fost la control ca să vedem dacă sunt alergică la vreun aliment sau ceva de genul acesta, pentru că am reacția aceea pe mâini. În momentul de față să știți că s-a mai ameliorat, în sensul că nu mai am pielea chiar atât de roșie și chiar atât de crăpată, dar în continuare nu și-a revenit la normal, așa că trebuie să mergem să facem testul acesta, să vedem dacă sunt alergică la ceva și dacă da, la ce. Încă nu știu să vă zic exact ce va presupune testul și care este toată procedura, doar am înțeles că va fi vorba de niște plasturi pe care va trebui să-i port câteva zile, dar cu siguranță o să vă zic mai multe după ce mă întorc. Așa că, dragilor, momentan cam atât cu introducerea de astăzi, haideți să ne grăbim să ajungem la medic în timp util. Dragilor, am sosit acasă și cam așa se prezintă situația în acest moment. Sper că se înțelege, sper că se vede. Stați un pic. Gata, mi-am ridicat mâna ca să puteți vedea mai bine. Deci, practic, am plasturii aceștia lipiți de la umăr până la cot, efectiv, și văd că deja mi s-a desprins un pic leucoplastul acesta. Cred că am aici peste 20 de plasturi și fiecare plasture are ceva, o soluție pe el. Nu am reținut foarte bine și, practic, suprafața pe care o acoperă este destul de mare. Ia uitați, ca să vă faceți așa o idee, și trebuie să am cam grijă cu ei. Nu știu dacă v-am zis, dar nu am voie să mă spăl pe braț, nu am voie să fac duș și mai ales baie, pentru că evident se pot dezlipi la aburi, așa că urați-mi succes să văd cum o să mă descurc cu ei până joi. Bine că totuși nu este o perioadă foarte mare. Stați un pic să-mi dau mâneca în jos, că par ciudată. Gata, mult mai bine acum și da, cam așa o să mă vedeți în aceste zile. Am înțeles că pot să mă și acopăr, chiar este recomandat, numai să nu iau haine sau bluze din acestea care să fie prea strânse pe corp, deci ceva cât mai lejer, să fie așa un pic acoperit sau așa descoperit, nu contează. Ideea este să nu se desprindă plasturii. Iar în momentul de față nu simt niciun disconfort și a trecut, cred că, o oră de când i-am aplicat, așa că este ok. Doar simt senzația aceea, știți, când aveți un plasture lipit și simțiți așa că vă ține pe piele, atât. Mă rog, vă dați seama, cu atâta suprafața era logic să simt leucoplastul. Și bineînțeles, atunci când fac mișcări cu el, tot la fel simt că se mișcă acolo plasturile, dar disconfort, ceva, usturime, iritație, momentan nu este cazul, dar am înțeles că de mâine încolo s-ar putea să apară o astfel de reacție, așa că vă țin la curent. Și joi după amiaza o să mergem din nou împreună să îi dăm jos și vedem până atunci dacă apare vreo reacție sau nu, pentru că, practic, prin testul acesta putem să aflăm la ce sunt alergică, ceea ce este minunat, și nu în ceea ce privește alimentația, pentru că v-am mai zis, poți să fii alergic și la diverse ingrediente din produsele cosmetice sau multe chestii la care nu ne-am fi gândit până acum, așa că sunt curioasă ce o să iasă, dar am înțeles că există situații în care aceste reacții în urma testului nu apar imediat, adică s-ar putea să nu apară până joi, vedem, s-ar putea să apară și la o săptămână distanță după ce o să-i dau jos și
Vedem atunci mai bine despre ce este vorba. Momentan v-am zis, aceasta este situația inițială, deci arată un pic amuzant, trebuie să recunosc. Iar acum, dragilor, că am sosit acasă, o să mă duc și eu să mănânc repede ceva și apoi să ne apucăm de treabă, pentru că astăzi este prima zi a campaniei 16 de la Oriflame, catalogul acesta minunat de Crăciun. Bine, până o să postez eu daily vlogul acesta, cred că deja o să vedeți unboxing-ul înainte, așa că dacă vreți să vedeți noutățile festive, ofertele și seturile care mi s-au părut mie interesante din acest catalog, uitați-vă la unboxing. Și noi, practic, astăzi trebuie să ne ocupăm de anunțarea tuturor acestor noutăți și bunătăți, cum zic eu. Mai târziu o să facem și ceva de mâncare. Vreau să preparăm o simplă tocăniță de cartofi cu mai multe legume și o să facem și niște cârnați din aceia cabanoși. V-am mai arătat eu cum prepar tocănița aceasta, astfel încât să-i dau și un pic de gust din acela mai de afumătură datorită cârnaților, dar o să vă arăt din nou pașii ca să vedeți ce și cum și practic așa o să am mâncare pentru 2 zile. V-am mai zis, mie îmi place când am timp să gătesc, măcar să fac mâncare pentru 2 zile ca să nu stau în fiecare zi în bucătărie. Și pe lângă începutul de campanie și mâncare, mai avem și alte treburi de rezolvat pe ziua de astăzi, așa că încercăm să le luăm pe toate pe rând, încetul cu încetul, fără să dezlipim plasterii, așa că da, urați-mi succes, dragilor, și haide să mâncăm ceva și să ne apucăm de treabă. Dragilor, nu am mai reușit să vorbim ieri pentru că am avut foarte multă treabă și nici nu am mai reușit să fac mâncare, așa că am zis că cel mai bine ne vedem și ne auzim astăzi. Iar până la ora aceasta am mâncat și eu micul dejun, mi-am băut cafeaua și m-am apucat să bag rufele la spălat, să fac puțină ordine prin casă, să șterg praful, să dau cu aspiratorul chestii din acestea pentru că era nevoie, deoarece cu 3 pisici, credeți-mă că întotdeauna se pune praful, oricum eu l-am șters acum, dar până diseară va fi la loc, așa că era mai mult decât necesar să mă ocup de lucrul acesta în această dimineață, iar acum o să gătim, așa cum v-am spus și ieri, o să facem tocănița aceea cu cârnăciori. Deci, dragilor, haideți să mergem acum în bucătărie și mai discutăm după.
ultima dată când m-ați văzut eram în pijamale, nemachiată și făceam de mâncare și acum apar în felul acesta. Ideea este că am filmat ceva și după ce am terminat de gătit, am mâncat și m-am apucat rapid să mă pregătesc, să mă machiez, pentru că am zis totuși că mai am nevoie de un pic de lumină naturală, cu toate că deja începe să dispară de la ora aceasta. Am filmat și acum mă vedeți aici pregătită. Am un sacou pe mine și am reușit astfel să acopăr și plasturele, dar o să vă arăt imediat ce s-a întâmplat cu el. Dar înainte de asta mă apuc acum să fac câteva poze, dacă tot sunt îmbrăcată și machiată, zic să profit de lucrul acesta și apoi vreau să facem niște unboxing-uri, de fapt, da, pentru două cutii, pentru că am primit niște chestii super, super faine. De fapt, una este o comandă, în fine, o să vă arăt eu. Așa că ne auzim după ca să vă arăt aceste colete interesante și să vedeți testul de alergie, ce s-a întâmplat cu el. Gata, dragilor, am adus și coletele pe lângă mine, dar întâi de toate, ia uitați cum stă situația la testul meu de alergie. Efectiv, scociul acesta s-a desprins, leucoplastul, mă rog, și vă dați seama că aseară am și dormit, de obicei dorm și pe partea stângă, așa că era inevitabil să se întâmple treaba asta și vreau să vă zic că pe parcursul zilei l-am mai lipit eu să stea pe piele cu scoci, pentru că, da, am uitat să iau leucoplast și a ținut, dar foarte, foarte puțin, așa că mi-a căzut și în momentul de față am situația în acest fel, dar o să mai dau din nou cu scoci ca să mai stea așa cum trebuie lipit de piele, dar cam așa se prezintă situația. În partea de sus văd că este mult mai ok și vă dați seama că dacă am tot folosit mâna, am tot îndoit-o și toate cele, vă dați seama că s-a mai strâns scociul, după cum se poate observa, dar sper că plasturii cu alergeni sunt bine lipiți pe piele și da, să putem să ne dăm seama. Și am observat că unii dintre ei s-au înnegrit, de exemplu cum este acesta, sper că se poate vedea. Practic, eu am aici două rânduri din acestea de plasturi și v-am zis, unii și-au schimbat așa foarte puțin culoarea și am impresia că pielea mea între anumiți plasturi parcă este puțin mai roșiatică, dar nu știu ce să zic pentru că nu pot să-mi dau seama prea bine cu tot leucoplastul acesta aici și legat de reacții sau așa, pentru că v-am zis, știu că urmează să apară sau știam de ele oricum. Trebuie să vă spun că încă de aseară începuse să mă ia cu mâncărimi din cauza leucoplastului, mă gândesc, pentru că în general nu suport leucoplastul nicăieri pe piele și am încercat să nu mă scarpin, doar așa să masez un pic zona și a fost ok, deci nu a fost o mâncărime din aceea insuportabilă. Mâine îi scoatem și vedem dacă sunt alergică la ceva și la ce. Și ce voiam să vă zic, că de aseară am început să mă scarpin foarte, foarte rău și pe mâini, în momentul de față nu arată absolut deloc bine. Mi s-au înroșit și mi-au mai apărut niște mici bubițe roșii, am încercat eu să le las în pace și să mă dau cu cremă și toate cele, dar ideea este că au reacționat cumva și mâinile mele care erau problematice și înainte după aplicarea acestor alergeni, deci cred, nu știu, vedem mâine, sigur, că eu chiar sunt alergică la ceva dintre lucrurile puse aici, așa că da. Astăzi, momentan, în schimb, am fost mai ok, adică nu am mai avut mâncărime sau ceva de genul. Singurul lucru este faptul că am chestia asta pe o suprafață mare și este un mic așa disconfort și faptul că se dezlipește. Cam asta e faza. Dacă nu s-ar dezlipi, probabil nici nu aș ști că este aici, sincer vă zic. Deci, da, cam așa stă situația în momentul de față cu testul meu de alergie. Am vrut să vă fac așa un scurt update, mai vedem mâine înainte să mergem la doctor cum mă prezint și bineînțeles rezultatul sau ce mi se spune apoi. Iar acum, dragilor, haideți să trecem la aceste colete și o să încep cu acesta mai mic. Este un colet care a venit din partea celor de la The Body Shop și sigur o să vă placă ce o să vă arăt, pentru că avem aici colecțiile de Crăciun de anul acesta. Probabil știți că cei de la The Body Shop în fiecare an lansează colecții noi sau le relansează, le aduc pe cele favorite, ca să zic așa, și să vă arăt ce am primit eu din aceste trei game, pentru că sunt trei și anul acesta. Primul produs este iaurtul acesta pentru corp în varianta cu pere, pentru pielea normală spun ei, cu absorție rapidă și hidratare 48 de ore. V-am mai zis că eu ador iaurturile acestea de la The Body Shop pentru că într-adevăr se absorb foarte, foarte repede, chiar dacă pui o cantitate mai mare.
hidratează la fel de bine, catifelează pielea și nu o simți așa uleioasă și poți să le folosești după duș imediat și v-am zis, nu ai treabă, poți să te îmbraci și sunt foarte faine și din punct de vedere al mirosului, iar această variantă miroase, trebuie să vă recunosc că am mai deschis iaurtul acesta când l-am primit, miroase absolut delicios, miroase a pere, a compot de pere, a gem de pere, spuneți cum vreți. Ideea este că mirosul este 100% fructat, așa că dacă vă place genul acesta de miros, iată că avem gama cu pere în colecția de Crăciun, este readusă pentru că a fost și anul trecut și în momentul de față folosesc gelul de duș din gama cu pere de anul trecut și îmi place foarte, foarte mult. Următorul produs este un săpun din acest lichid pentru mâini și dacă o să vi se pară că are ceva pe ambalaj, este din cauza unui produs din colet pentru că s-a împrăștiat pe acolo, o să vi-l arăt imediat. Și aici avem cea de-a doua variantă, cea de-a doua colecție de Crăciun de la ei și este cea cu iasomie care într-adevăr miroase floral, fresh, chiar destul de fresh pot să zic. Așa că, dacă vă plac mirosurile din această categorie, varianta cu iasomie este pentru voi. Nu cred că am mai încercat până acum săpunurile lichide de la The Body Shop, dar din ce văd din textura aceasta, sunt destul de bogate ca și consistență, deci nu cred că o să usuce mâinile și sunt curioasă să văd cât o să persiste mirosul după ce îl folosesc. Și ultimul produs și cel care v-am spus că s-a împrăștiat un pic prin colet este bomba aceasta efervescentă pentru cadă, nu știu cum să-i zic, și este în varianta cu prune. Deci când am mai fost înainte varianta cu prune, am adorat-o efectiv. Este fructată, dulce, undeva pe acolo și pot deja prin cutie să simt mirosul acestei bombe efervescente. Haideți să o și desfacem, dar sper să nu fac și mai rău mizerie pe aici. Gata, acum am înțeles de ce s-a sfărâmat un pic. Este în felul acesta, este pur și simplu fixată într-un cartonaș. Nu mai este băgată într-o folie de plastic sau ceva de genul, ceea ce apreciez sincer, numai că trebuie să am grijă cu ea. Și după cum se poate vedea, bomba de baie este așa sub formă de steluță și este foarte, foarte, foarte simpatică. Și mi se pare că mai au și altă variantă la această bombă de baie în cazul în care nu o vreți cu prune. Deci, dragilor, acela a fost coletul primit de la The Body Shop, așa că dacă vreți să vedeți toate produsele din colecția de Crăciun, mergeți la ei pe site pentru că acolo puteți să vedeți toate detaliile cu prețuri și așa mai departe. Iar acum, haideți să trecem la celălalt colet. Este o comandă pe care am dat-o recent, pot să zic, pe Farmacia Tei. Am prins acolo niște reduceri, așa că dacă tot aveam nevoie de aceste produse, am zis să le iau de la ei. Și întâi de toate, am luat chestia aceasta, bineînțeles că nu o să se vadă nimic, stați un pic. Câteva momente mai târziu am reușit să desfac și eu produsul acesta și este uleiul de duș de la Bioderma, Atoderm, pentru piele sensibilă, uscată, foarte uscată și iritată. Exact ce-mi trebuie mie pentru pielea mâinilor din acest moment. De-abia aștept să-l folosesc pentru că am auzit o grămadă de păreri bune legate de acest produs. Până acum l-am avut pe cel de la La Roche-Posay, iar nu mai știu cum se numește, dar cred că vi l-am mai arătat de pomeni, sigur v-am mai zis de el și am fost foarte, foarte mulțumită și mâinile mele s-au înțeles super bine cu el, așa că am zis de data aceasta să-l încerc pe acesta. Și apropo, are un litru, adică sunt curioasă să văd cât o să mă țină, pentru că cel de la La Roche-Posay a avut aproape un litru și m-a ținut câteva luni bune. Dacă voi l-ați încercat până acum, aștept să-mi scrieți cum vi s-a părut, dacă a fost ideal pentru voi, dacă vi s-a părut că v-a ajutat, că a hrănit pielea și tot ceea ce promite el. De asemenea, am mai plasat comanda aceasta pentru crema aceasta minune de la CeraVe. Este crema lor de mâini reparativă. Are 50 de ml și am găsit-o la un preț foarte bun pe Farmacia Tei, la 22 de lei. Este o cremă, stați să vă arăt pe cea pe care o am eu aici pe birou, foarte densă, să știți, astfel că nu ai nevoie de o cantitate mare pentru a hidrata mâinile și în perioada aceasta cu mâinile mele foarte uscate, crăpate și simt că mă ține și efectiv nu pot să pun creme cu parfum pe piele pentru că simt că mi-a foc, această cremă de la CeraVe îmi face atât de mult bine încât nu pot să vă descriu, așa că dacă aveți probleme din acestea cu pielea cum am eu, încercați crema aceasta pentru că
este foarte, foarte faină. Știu că se găsește și în alte farmacii, în cazul în care nu aveți farmacia Tei la voi în oraș sau nu vreți să dați comandă doar pentru această cremă, dar ideea este că merită. Chiar merită și o ador. Și pentru că am luat aceste creme, am prins o promoție și am primit un kit din acesta de testare de la CeraVe. Este așa un porfard și practic scrie aici pe spate ce produse conține. Și haideți să-l și desfacem. Mi se pare foarte drăguț porfardul acesta. Cu siguranță o să-i găsesc eu o întrebuințare. Dacă este cumva ceva ce nu am testat până acum de la CeraVe, pentru că dacă mă urmăriți știți că le-am tot testat produsele. Și nu, le-am testat pe toate în afară de această cremă cu SPF 25 pe care v-am mai arătat că am primit-o, încă nu am apucat să o folosesc, urmează, dar în rest, deci avem așa, crema aceasta cu SPF, ca să ne lămurim, să știm o treabă, avem gelul acesta nou de curățare, cel spumă hidratant, deci în momentul în care scureți tenul, ai textura aceea de spumă, dar te și hidratează în același timp, apoi avem cleanserul acesta în varianta hidratantă, cel clasic, pe care îl ador. Și mai avem loțiunea aceasta extrem, extrem de bună, cea pe care o găsim la varianta aceea cu pompiță. Are o textură destul de lejeră, dar hidratează incredibil de bine. Deci da, mai departe am beneficiat și de oferta aceasta. Mi s-a părut mie interesantă și cred că am dat 20 și ceva de lei, parcă, sau 30 ceva de lei, nu mai știu sigur, pe două produse de la Bioderma și este vorba întâi de toate despre crema aceasta de mâini Atoderm, care practic este din aceeași gamă cu uleiul de duș, acum mi-am dat seama, și balsamul de buze, tot așa Atoderm. Și am zis să profit de această promoție pentru că tot la fel am auzit că această cremă de mâini ar fi foarte, foarte bună. Am desfăcut balsamul și cam aceasta este compoziția, cam așa arată. Bineînțeles, este transparent, o să-l încerc pe buze, o să-l folosesc. Mi se pare că are și un miros. Da, da, are un miros așa ușor dulce. Da, ceva de genul acesta. De-abia aștept să-l încerc, chiar sunt foarte curioasă și la fel... Și despre el am auzit multe păreri bune, deci da, o să le încerc. Și ce am mai comandat tot așa de la farmacia Tei sunt măștile acestea coreene. V-am mai spus că o să mai iau din acestea pentru că mi-au plăcut cele pe care le-am încercat până acum și v-am vorbit despre ele în clipurile cu produse terminate. Așa că am luat aici o mască de la brandul Holika Holika, aceasta cu căpșuni, pentru că mi s-a părut mie așa interesantă cu căpșuni, să văd cum o să fie. Și încă două de la Misha acestea, pe aceasta cu extract de arbore de ceai care ar avea efect calmant și aceasta cu miere pentru luminozitate. Și am mai luat ceva pentru diabetul meu minunat, am luat suplimentul acesta alimentar, v-am mai arătat eu că luam un supliment înainte Diabetic Care, ceva de genul, care mi-a prins bine, dar am zis totuși să mai încerc și altceva, să văd cum reacționează organismul și dacă este util sau nu. Așa că am citit câteva păreri, am văzut că aveau și o promoție și l-am luat pe acesta de la Dacia Plant. Este un supliment cu castravete amar, glicemonorm, și am prins această promoție cu două flacoane a câte 60 de comprimate, deci în total am 120 de comprimate aici, cred că o să mă țină ceva timp. Și cam așa arată un flacon din acesta, în cazul în care vă interesează. Bine, eu momentan doar vă arăt ce am luat, pentru că încă nu știu dacă este bun, dacă într-adevăr își face treaba și ajută să stabilizeze glicemia, să o scadă, să o normalizeze cât de cât. Bine, la diabetul meu ideea este că, da, poți să scazi glicemia, dar orice factor poate să o influențeze, astfel că nu este foarte ușor de ținut pe aceeași linie și de aceea iau astfel de suplimente. Iar în colet am mai primit de la farmacia Tei și Clean Sin Hot, supliment alimentar cu zahăr și îndulcitor, minunat, nu o să-l folosesc eu, o să-l dau și eu mai departe. Sprijină sistemul respirator, contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Da, teoretic cred că ar fi fost bun, dar dacă are zahăr, mai bine. O să-l păstrez poate pentru Paul sau o să-l dau mai departe, nu știu, văd eu, dar ideea este că l-am primit și pe el. Și cam aceasta a fost comanda mea dată pe farmacia Tei și vreau să vă zic că au început să-mi vină coletele
cu acele comenzi pe care le-am dat de Black Friday. Să știți că nu am dat comenzi mari, dar am dat așa câte puțin din diverse lucruri. Așa că dacă vreți să facem un haul separat cu ceea ce am cumpărat eu de Black Friday, aștept să-mi scrieți în comentarii. Momentan nu au sosit toate coletele, trebuie să mai vină. Mă gândesc că sunt întârzieri din cauza că, vă dați seama, a fost Black Friday. Dar când o să le am pe toate, dacă vreți, o să mă pun în fața camerei și o să vă arăt tot ceea ce am cumpărat. Iar acum, dragilor, după cum probabil vă dați seama, afară s-a întunecat, eu am aici ring light-ul și umbrela aprinsă ca să pot să am lumină și să vorbesc cu voi acum. Este undeva ora 6, deci a trecut atât de repede ziua, mi se pare incredibil. Acum se întunecă mult mai devreme, cred că pe la 5, cam așa. Și cum văd că începe soarele să dispară de pe cer, efectiv am impresia că s-a terminat ziua și gata. Dar mă bucur că astăzi am fost productivă, am reușit să îndeplinesc tot ceea ce aveam pe listă. Urmează acum să strâng și eu toate lucrurile pe care le vedeți aici în jurul meu, pentru că efectiv sunt acaparată de ele și tocmai ce v-am spus că am făcut de dimineață, curățenie, trebuie să le punem și pe ele la loc. Iar apoi îmi propun să mă relaxez puțin pentru această seară, poate mai citesc câte ceva, să vedem, poate mai mult la Asia Express, mă demachez, mai mănânc ceva și apoi o să mă bag la somn, așa că, dragilor, cam atât pentru ziua de astăzi, rămâne să ne auzim mâine și vă las cu rutina de seară. Dragilor, astăzi este joi și mergem să scoatem testul de alergie, să înlăturăm plasturii și uitați și voi ce se întâmplă în momentul de față. Am mai dat eu efectiv cu niște scoci și am reușit să-l fac să stea lipit de piele, ceea ce este minunat, mai ales că din nou am dormit aseară și am dormit și pe partea aceasta, deci cam așa se prezintă, într-un mod nu foarte plăcut și nu este nici foarte comod, trebuie să vă zic, și deja am mâncărime de la leucoplastul acesta, așa că în câteva minute urmează să plecăm la medic, să îl dăm jos și să vedem dacă am avut vreo reacție alergică sau nu până în momentul acesta și să vedem apoi ce mi se spune. Dacă trebuie să mă mai picteze, să mă mai marcheze în anumite zone unde sunt acum anumiți plasturi, așa că o să vă țin la curent. Deci, momentan, dragilor, cam atât cu introducerea pe această zi. Haideți să ne îmbrăcăm și să plecăm la doctor! Vedea, dragilor, am sosit acasă și am încercat să vă filmez mai de aproape toată situația aceasta, deci nu vreți să știți cât a râs Paul de mine pentru că a zis că semăn cu butoanele de la lift. Uitați-vă și voi cum arată toată treaba. Practic am dat jos plasturii aceștia și am marcat locurile respective unde au fost ei lipiți. Nu am voie să mă scarpin, nu am voie să ating, pot să fac duș, dar ideea este să nu mă masez acolo, să nu
vin cu gel de duș sau așa, doar ce curge pe mine apa și toate cele. Deci, pe de-o parte este bine lucrul acesta și trebuie să stau mai mereu să mă marchez cu pixul ca să nu dispară aceste semne, să rămână în continuare marcate locurile unde am avut plasturii. Și asta va trebui să fac pentru următoarea săptămână, când o să merg din nou la doamna doctor și o să vedem atunci dacă apare vreo reacție. În momentul acesta, din câte am înțeles, toți plasturii mei practic sunt negativi, adică nu sunt alergică momentan din ce se vede aici la nimic. O să vedeți că sunt foarte roșie în partea aceasta din cauza că nu suport leucoplastul pe piele, așa că era inevitabil să nu se înroșească și să apară iritația aceasta, dar nu este nimic grav, sunt dată cu o cremă și o să-mi treacă. Iar în rest, aici avem o mică trebuță și mai avem undeva în partea aceasta, mi este foarte greu să vă arăt pentru că trebuie efectiv să torc așa mâna, nu știu, vine super ciudat. Haideți că poate așa se vede puțin mai bine. Ideea este că momentan nu pot să zic că sunt alergică la ceva, totul este în deplină siguranță, în deplină ordine, doar că, așa cum v-am spus, trebuie să rămân sub observație încă o săptămână și unde vedeți voi aici reacția aceasta și una pe aici. Aici, de exemplu, am înțeles că a fost plasturele pentru anumite substanțe din materialele textile. Minunat! Și aici, în partea aceasta, unde la fel mai este vreun semn sau ceva, a fost plasturele pentru vopseaua de păr. Ha! Deci urați-mi succes! Să sperăm că în zilele care urmează nu apar reacții. Trebuie să mă urmăresc mereu, să mă marchez, așa cum v-am zis, și dacă este să fiu alergică la ceva, la o anumită substanță, în căsuța respectivă o să apară un fel de iritație, înroșire, ca un fel de eczemă, cum am avut eu aici pe mâini, ar trebui să am și în acea căsuță. Partea cea mai grea o să fie faptul că nu am voie să mă scarpin, așa că atunci când o să mă apuce trebuie să-mi găsesc de lucru, pentru că treaba este insuportabilă. Cel puțin în momentul acesta simt că mă și ustură un pic așa zona, mai ales unde v-am arătat eu că sunt roșie acum, dar o să treacă. Privim lucrurile într-un mod pozitiv și sunt sigură că tot o să revină la normal. Iar acum, dragilor, mă duc să mănânc și eu ceva, mai îmi fac o cafea pentru că mai am nevoie de energie, m-a luat și gâtul, nu știu ce se întâmplă, cred că o să iau și o pastilă de gât. Între timp, vreau să vă zic că mi-au sosit și comenzile la Oriflame, comanda pe care am dat-o din campania 16. Din nou, clipul acesta o să apară după unboxing, așa că dacă nu l-ați văzut, repede, repede, după ce îl terminați de vizionat pe acesta, mergeți să vedeți și unboxing-ul, pentru că este unul special și v-am pregătit și o surpriză acolo, așa că uitați-vă. Iar apoi mai am ceva de rezolvat pe ziua de astăzi, le-am scris aici în agenda pe toate și trebuie să mă ocup de ele, să le marchez, pentru că sunt niște chestii destul de urgente. Așa că da, cam atât pentru moment, dragilor, rămâne să ne auzim mai târziu și urați-mi succes cu brațul să nu apară vreo reacție sau ceva, chiar am nevoie. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, auto your taste. It's really a bad reception out there, where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero sum game that I will lose, there's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Oh, when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you,
and you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you. M-a prins seara, dragilor, cu treabă. Mai devreme, după ce am vorbit noi, a trebuit să particip la un webinar cu lansarea noutăților de Crăciun la Oriflame. Am încercat eu acolo să vă filmez câteva cadre. Cert este că a fost o prezentare foarte drăguță și chiar m-a introdus așa în spiritul de Crăciun. Apoi mi-am făcut o cafea și m-am apucat de treabă, așa cum v-am zis. Am reușit să îndeplinesc tot ceea ce mi-am propus pe ziua de astăzi și apoi m-am apucat să desfac și comanda, să organizez un pic lucrurile pe aici ca să pot să filmez mâine unboxing-ul mult mai ușor. Bineînțeles că am avut și asistenții cu mine la deschiderea coletelor, după cum ați văzut. Unii dintre ei au ronțăit la cutii, alții pur și simplu s-au alergat și au sărit peste ele și unii au optat pentru a sta efectiv în cutii, după cum l-ați văzut pe Cookie. Și între timp mi-am mai refăcut semnele acelea pe braț, pentru că deja au început să se șteargă unele dintre ele, mai ales cele din partea aceasta de sus, dinspre umăr, pentru că acolo m-a dat doamna asistentă și cu o cremă pentru roșața aceea, iritația aceea, și mi-a fost cam greu să mă marchez. Am încercat eu acolo în oglindă, până la urmă am reușit ceva, dar mi-am dat seama că dacă s-a luat atât de repede doar pentru că efectiv am avut eu mâneca aceasta de la bluză și am stat un pic în pat, este clar că o să am de muncă până săptămâna viitoare să mă tot marchez în continuu. Urmează acum să mă demachiez și să mă duc să fac un duș, așa că sunt sigură că mai ales după duș, iar trebuie să stau în fața oglinzii cu pixul și să-mi trasez liniile. Deci mă așteaptă o săptămână un pic cam dificilă din punctul acesta de vedere. Sper să nu uit să le marchez și să se șteargă și efectiv să uităm unde am avut plasturii. Așa că, dragilor, urați-mi succes să mă țin de lucrul acesta și să vedem peste o săptămână dacă mai apare vreo reacție sau nu. Iar acum, dragilor, o să încheiem daily vlogul acesta aici. Dacă v-a plăcut, dacă v-ați relaxat alături de mine, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați dacă nu ați făcut asta până acum și nu uitați că mă găsiți și pe Instagram, pe Facebook, dacă vreți să vedeți ceea ce postez și în afara YouTube-ului, și ca de fiecare dată vă invit să aruncați o privire în descrierea clipului, unde o să găsiți toate link-urile de care aveți nevoie. Toate acestea fiind zise, dragii mei, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă las în partea aceasta un playlist de daily vloguri să le vedeți până data viitoare, așa că vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!